Лана Пёрч, Сан-Сити, бутик 33, 067-177-177. Лана Пёрч, вы этого достойны. Orange, Прикнюры, Кофе, Якобс, это Молдова. Организатор без конца. Лето продолжается. Tare în spate. Și pe scaune nu prea încape lumea. A trecut vreodată revizie tehnică microbuzul ăsta? Încălzire nu puneți în gheață scaunele. Transportator de pasageri, parcă e mașina mafiei, parcă prestează servicii de transportare, dar de fapt face propagandă politică sau comercială. Postul ăsta de radio, Nova Radio, are publicitate după fiecare cântișel. Nu plătesc impozite, încasează câte 3 lei de la fiecare călător, dar nu garantează că o să te duc până la capăt. În sănătate, acolo ați văzut între scaune, e o șchioapă spațiul, numai dacă ești foarte mic copilaș, încape acolo.
scaunile sunt reci, nu se încălzește deloc. Poate deschide oricine ușa să iasă sau să intre, ceea ce e foarte periculos. Poate să iasă omul în trafic în timpul mersului, poate să intre omul în intersecție, să creeze pericole în trafic. Transportul cu microbuze pare să reprezinte toată Republica Moldova, tot business-ul de aici. Semi-legal sau mai mult ilegal și veșnic. E protejat de toate guvernele, pentru că are ceva de câștigat din asta. Și ați văzut șoferul născut, probabil aici, sau venit de foarte mulți ani aici, nu vorbește nici o babă românește și nu înțelege. Das ist Republika Moldova.